Salutare dragilor, bine v-am găsit la un nou video din VDTrack. Hai să ne logăm un pic la server să vedem ce mai e pe aici prin zonă. Am făcut câteva progrese zilele astea. De la ultimul videoclip care vi l-am făcut cu tutorialul, am schimbat parteneriatul. Acum sunt în parteneriatul lui Evelin. Momentan nu suntem prea mulți pentru că abia l-a deschis. Avem un contract de la Londra la Paris, la care lucrez și eu momentan. Nu am toate camioanele acolo pentru că le aveam în România și până am ajuns cu ele, cu o parte din ele a trecut ceva timp. Duc pietriș, hai să vedem, asta stă când e foame. La fel creștem toate astea. Am primit câteva comentarii că de ce nu apăs la parcare rapidă și mi le face toate automat. Păi vedeți voi, aici plătesc, dacă le-am crescut eu, plătesc 337 de euro. Dacă aș fi dat parcare rapidă, plăteam 341. Cu 4 euro mai mult. Nu e foarte mult dacă stai să te gândești cu 4 euro, dar dacă stai să, dacă ai 10 șoferi și dai 4 euro, sunt 40 de euro. Dacă dai de 10 ore așa, sunt 400 de euro, nu? Și în felul ăsta pierzi foarte mulți bani doar pentru că ți-e mult să dai, să tragi de câteva butoane. Bun, hai să-l, ăsta-i încărcă cu pietri și merge spre Lille, după aia îl dau mai departe pe ruta de Paris. Asta la fel, văd că și el e pe, ba nu, nu s-a schimbat. Merge un pic cam greu internetul aici pe parcare. E deja în Lille și trebuie să-i dăm. Oricum, dacă vedeți voi, pentru că e luat, e încărcat la parteneriat, nu pot să-l descarc decât la Paris. Ne mai avem 1021 de tone de cărat. Hai să-i dăm hartă. Paris. Cu ocazia asta vedeți și voi ce camioane mi-am mai luat. Imediat vă spun de ce am ales să iau aceste camioane. Bun, șoferul e bine cu energia. Hai să-i dăm drum. Dacă vedeți voi aici, am luat pe lângă Volvo-urile astea, am luat foarte multe DAF-uri. Sunt și ieftine ca preț. Și sunt foarte bune, cară cu 2 tone mai mult față de Volvo. Și Volvo e mai scump decât acest DAF. Am făcut o mică greșeală atunci când am trimis Volvo-urile astea în cursă, pentru că nu știu unde mi-a fost capul și le-am trimis doar cu un șofer. Deci vă dați seama, Volvo-urile alea aproape că nu produc nimic, dar după ce termin acest contract, Volvo, acele 4 Volvo-uri împreună cu Magnum-urile o să le trimit spre garaj și Magnum-urile o să le pun la vânzare, după care șoferii de pe Magnum-uri, acum sunt câte 2, așa că am 4 șoferi. Acei 4 șoferi o să vine împărțiți câte un șofer la fiecare Volvo. Și altfel va merge treaba. Hai să termin, vedeți și voi. Asta nu mai are energie. Eu trebuie să las camionul oprit pentru că nu pot să schimb șoferul, din cauza că e unul singur. Asta e cea mai mare prostie care am făcut. Am trimis 4 camioane prin Europa și acum le țin oprite pe temiri unde, fiindcă nu mai am energie. Stau să termin acest contract și încet încet o să le trag spre casă. Eu am sediu la Brașov și de acolo o să le pun câte un șofer și Magnum-urile alea o să le vând. În Londra, vedeți cum încărcăm, aici mi-arată cu verde acest
această marfă pentru Paris. Vedeți? O încărcăm și dăm drumul spre Lille, după care Paris. Ok, șoferul ăsta văd că stă bine cu energie, mai poate să facă încă cursa asta. Dar toți șoferii mei s-au oprit. Am venit din Franța și pe drum cum a fost întuneric n-am putut să mă uit de ei și văd că tot s-au oprit, unii fără energie, alții fără mâncare și cei mai buni șoferi s-au oprit pentru că au ajuns la destinație. 3 Volvo-uri până acum deja n-avea energie, să vedem al patrulea. Asta e ajuns în Londra. E bine. Nu mai reparat asta de mult. Nu e problemă, le reparăm acum. Și hai să vedem. Asta merge spre Londra, pardon, asta nu e ajuns încă. Are 200 de km, energie, degeaba am crescut-o. Pentru că imediat o să se oprească, dar în fine. Așa. Deci vedeți, cu un singur șofer, camioanele mai mult stau. Vedem asta ce zice aici. O să descarc asta în Slovenia. Mai pe unde e. Cobor în jos Slovenia și după aia trimit pe Italia până în sus spre Londra. Bun. Mă, un pic îmi scrie ceva pe Messenger și probabil să nu fie a mea. Da, aici putem să descărcăm, vedeți? Am primit 5.000 și un pic. Hai să vedem mai departe ce prindem. Spre Dijon, nu cobor prea mult. Lyon, iar cobor prea mult. Hanover. Hai să luăm cursa asta, pentru că e aici aproape și e și profitabilă. Chiar dacă mă întorc un pic înapoi. Oricum nu ne facem probleme cu contractul, pentru că Evelina are foarte multe camioane puse pe el. Mai sunt și alți membri care ajută la acest contract și chiar dacă întorc eu un camion un pic în spate, se descurcă să finalizeze contractul. Am ieșit un pic pe minus cu banii pe această perioadă, pentru că am dus mult timp. Dacă vedeți, o grămadă din camioanele mele sunt goale. Le pornesc mai departe doar ca să ajung cu ele în Anglia. Și chestia asta, vedeți voi, toate costurile astea, cât câte 400-500 de euro se fac din buzunarul meu pe spatele altor șoferi, pentru că ăștia nu care nimic, adică să-l lăsăm pe ăsta așa cum are 21 de kilometri, viteză de 89. Bă, dar tot se sopezi, mă. Vamos lá, Sancho.
că astea se neagă așa. Care să creștem toate cele. Și nu schimbăm nici că asta mare 3 km. Nu cred, deci în 3 km s-a oprit nenorocitul. Că e foame. Bă, ce șofer am pe ăștia, trebuie să-i dau afară. Te oprești, mă, 3 km, te mai duci că ți-era foame. Bun, în acest videoclip o să vă mai arăt încă o chestie nouă. Și mai exact cum cumpăr eu. O să cumpăr pe VD Point încă un camion. Ia să vedem la camioane noi. Bineînțeles că de asta nu ne putem atinge. Foarte scump și cere foarte mult rank. Și momentan n-am. Deci numai tot de 100 pot să cumpăr. Să cumpăr cu VD Point. Deci dacă stăm să ne uităm un pic cu cel mai mare motor, asta prinde o viteză de 84 și care 16 tone, e foarte puțin. Mai departe, dacă s-ar și încărca internetul ăsta meu, ar fi super. Haide mă, așa. Acest Iveco, dacă e luăm cel mai mare motor, la fel are 87 și 14 tone, deci nici nu ne băgăm la așa ceva. Acest MAN TGA, asta seamănă cu manul meu, prinde 110, asta e foarte bine, și 20 de tone. Mă, dacă stăm să ne gândim, 20 de tone ar fi bine, pentru că vedeți voi, acum pot să car maxim 18 tone pentru că n-are remorcă, dar dacă mi-au remorcă de 24 de tone, asta mai face față. Plus că mecanica e foarte scăzută și confortul la fel. Dacă ne uităm la acest DAF care l-am eu, cel mai mare motor, deși e mai scump un pic, confortul e ridicat, mecanica e ridicată, prinde numai 105, dar oricum e foarte bine și așa, și car 21,9 tone. Deci n-ar fi o pierdere foarte mare, pe când vedeți voi că am dat pe Volvo-urile astea, ce le-am luat, prinde 109 și care 20 de tone. Deci celălaltul care cu o tonă și un pic mai mult. Are confort un pic mai mare ce-i trebuie, dar nu merită. Aș aștepta să mai fac niște steluțe la 5.000. La rangul de 5 pot să cumpăr Scania, de exemplu. Dar la fel, nu mă avantajează prea mult. Ce ar mai fi aici acest Mercedes 25 de tone, dar deja e foarte scump și nu merită. Mă un pic că mi-a ajuns șoferul ăsta la Dijon. Să vedem ce zice. Da, descărcăm piesele aici. Și mai departe cred că iar îl trimitem gol până în Londra. Da. Acolo, cred. Da. Deci îl trimitem spre Paris, gol, Lille, gol, Londra, gol, după care încălcăm din Londra. Știu că nu e o afacere foarte bună, dar asta este. De aceea am pierdut așa de mulți bani în ultimul timp și nu e profitul foarte mare. Da? Deci hai să mai cumpărăm un DAF. Ocazia asta vedeți și voi cum se cumpără, iau motorul cel mai mare și dăm cumpărare. După cum vedeți, camionul a fost cumpărat cu succes, el acum este la sediul Brașov, facem un contract nou, dar trebuie să cumpăr și doi șoferi. Cumpărăm un șofer, tu, bun, și mai cumpărăm unul ca să facem echipaj. Și hai de nu găsești o fată să te pun într-un echipaj cu o fată. Nu. Hai încă o dată. Lucrul nu se schimbă. Bun. Cumpărăm pe acesta și asta e. Dăm contract nou. Selectăm camionul care e cumpărat acum. Îi punem un șofer. Nu putem să-i punem amândoi acum.
numai pe rând, punem un șofer și contractul e bun. Mergem și căutăm unde e de obicei ultimul, se pune din câte știu. Aici putem să dăm o selectare și dăm la șoferi, adăugăm pe acesta și acum sunt doi șoferi. Perfect. Și să vedem din Brașov cu ce îl încărcăm. Să-l trimitem și, el, și pe el spre Europa. Avem condimente spre Budapesta, este prea departe. Și avem înghețată spre Cluj. De ce nu? 273 de kilometri, foarte aproape și un profit destul de bun. De 2000. Da. Îl încărcăm și îl trimitem spre Cluj. Go. Deci asta mi-e instinctul, când dau la rută, să dau direct pe parcare să-i cresc hrană. Până la 89 și dăm bătaie la băiat. O să ajungă în, să vedem, 3 ore jumate la Cluj, 3 ore și 18 minute. E bine. Cam așa. Și acum, după ce terminați toate astea, faceți o verificare, vă uitați aici la viteză, ca nu cumva să fie o eroare de internet sau eu știu și să nu se fi să nu fi pornit camionul în cursă. Vedem aici mai avem 300, 273, 18 km, ăsta trebuie să ajungă imediat, 11 și ăsta trebuie să ajungă. 100 și 200, asta e oprit pentru că n-are energie. Da, deci toate patru camioanele mele sunt oprite. Au fost în internet să le trimit așa. Cred că acum cine vede videoclipul ăsta râde de mine de nu știe cum să se oprească. Ok. Eu o să aștept să ajungă acele două camioane în Slovenia, să le descarc și din știu că din Slovenia parcă am ceva deșeuri de încărcat pentru Milano. Acesta ajunge primul. După care o să-l trimis spre Milano. Cam atâta pentru acest videoclip. Progrese nu sunt foarte multe, doar că am cumpărat, să zic, câteva camioane. Unde sunt aici? Sunt camioanele mele. Am făcut revizia la astea două. Peste 6000 de kilometri o să le fac și la astea revizia. Abia aștept să pun doi șoferi să scoată și ei producție cum trebuie. Peste 5000 de kilometri, 8000, 7000, va trebui să fac revizia și la astea. Deci acum am 1, 2, 3 cu ăsta, deci 3, 4, 5, 6, mă pică lucru cu laptopul și mi-e cam greu pe asta, 6, 7, 8. Deci am 8 DAF-uri, 4 Volvo, azi deja 12 camioane, nu? Două Renault-uri, sunt 14. Am 14 camioane pentru moment și nu mă mai gândesc acum. Socotiți și voi câți șoferi am. Dacă la fiecare am câte doi numai la Volvo, alea 4, nu am decât unul. Bun, eu vă las, dragilor, mulțumesc pentru vizionare și ne reauzim la următoarele videoclipuri. Mai bine.